Proteina din laptele de vacă, numită caseină, este greu de digerat de sistemul nostru digestiv, pentru că aceste molecule de proteine sunt mai mari în comparație cu proteinele din laptele matern. Mulți oameni sunt alergici la lapte și la produsele din lapte. De aici au pornit și o serie de teorii care se referă la eventuale efecte negative ale consumului de lapte de către persoanele adulte. Foarte rar că am alergii. Și totuși l-ați cumpărat? Fac cozonac pentru cineva. Și cum se manifestă această alergie? Intoleranță la lactoză, nu? Da, da, da. Și cum se manifestă? Gaze, eu știu, dureri din stomac. Și nu prea consumați? De la ce vârstă? De anul trecut. Deci până atunci nu se... N-am simțit, adică nici nu am mâncat lapte, că lapte dulce nu prea mâncam eu. Și așa, de când eram mic era mai rău. Dar din astea prinse, da, acum aș la prânz de la toate. Lapte? Consumați? Lapte consum, dar eu de la cutie. Nu eu din asta, de la piață. Deci. De ce? Îmi fac alergie de la el, n-am voie, e gras. Doar dacă îl combin cu apă, jumate lapte, jumate apă. Dar restul eu 3,5 sau 1,5. Și cum se manifestă această alergie? Vă referiți la intoleranța la lactoză, nu? Da, da. Și cum se manifestă? Toate tari burta faci strâși la burtă. Totuși, laptele ecologic, adică cel de vacă, de oaie sau de capră, luat direct de la sursă, poate aduce beneficii chiar și la vârsta adultă, dacă este tolerat de organism, spun medicii nutriționiști. Cât consumați? Cât lapte cumpărați pe săptămână? Na, pentru două persoane, cam 2-3 kg. Hai să spun 2000 de ani, trăim cu lapte și așa o să trăim. În rest, povești. Persoane care au intoleranță, dumneavoastră? Nicio intoleranță. Astea sunt niște povești. Foarte puțini sunt aia care au intoleranță. Avem intoleranță la laptele din magazin, care e 15 lei kilogramul, față de 1,50 lei cu care pleacă din gospodăria țăranului. Cu cât se vinde laptele? Cu 10 lei 2 litri, 5 lei litru. Lapte natural, de la vacă, direct. Mulți cu aparat. Ei care au toleranță la lactoză, nici ăla din comerț nu-l pot lua. Tot fără lactoză trebuie să ia, nu? Unii oamenii nu se simt bine după ce consumă lapte. Ei acuză disconfort abdominal, uneori dureri de cap și oboseală. Intoleranța la lactoză se manifestă prin tulburări digestive, în primul rând, tulburări de tranzit, chiar dureri abdominale și... evident, un disconfort care poate duce chiar la o incapacitate de muncă a unei persoane care suferă de această afecțiune. În general, adresarea este în urgență, apoi se ocupă gastroenterologul. Primul lucru este evitarea alimentelor care conțin lactoză. Ea nu este întotdeauna o deficiență cu care o persoană se naște, apare pe parcursul vieții. Atenție și de unde cumpărați laptele. Acesta trebuie să se vândă numai în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară, eliberat de către Direcția Sanitară Veterinară. Trebuie să mai dețină și fișa de sănătate a animalelor de la care au fost obținute produsele primare de origine animală și din care să rezulte starea de sănătate a animalelor eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripției sanitare veterinare. Iar, de asemenea, trebuie să mai aibă și certificatul de producător eliberat de primării. Față de laptele de vacă, rămas încă pe primul loc la consum pe plan mondial, laptele de capră este mult mai sănătos și nu provoacă alergii sau intoleranțe alimentare, spun medicii, fiind recomandat inclusiv copiilor cu vârsta până în 3 ani.